Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut o analiză zilele trecute, o analiză făcută pe baza unor date INS, Institutul Național de Statistică, și citate de Hot News, care arată că România importă o proporție foarte mare din carnea pe care noi o cumpărăm și o consumăm în țara asta. Deci sunt foarte mari șanse că atunci când cumpărăm carne dintr-un magazin să fie de fapt carne de import. Potrivit acestei analize, doar 10%, de exemplu, din ce se găsește în magazine este carne de la porc de proveniență locală. Doar 10%. Autohton. Da, mi se pare uluitoare proporția. Și chiar dacă situația nu este atât de dezechilibrată ca în cazul cărnii de porc, cea de vită, de exemplu, vine mai ales din Italia, Polonia și țările de jos. Iar carnea de pasăre e importată masiv din Ungaria, țările de jos și Polonia. Eu nu știu cum fac țările de jos, adică Olanda. Olanda, da. Nu știu cum fac olandezii ăștia, că ei produc toate florile din lume, vin din Olanda. Carne de vită, carne de pui vine din Olanda, e o țară foarte mică. Da. Cum fac, frate? Sunt super eficienți în tot ceea ce fac. Cred că avem de învățat de la ei. Am sunat-o pe Andreea Stroie, realizatorul emisiunii Agrojurnal de la Digi24. Bună, Andreea! Bună dimineața, îmi pare bine să vă aud, Vlad și George. Mulțumesc pentru invitație. Și nu Luca, și Luca. Ceea ce privește. Și Luca, și Luca. Bună. Și Luca. Nu ești de acord cu ce, Andreea? Nici nu te-am întrebat nimic, carnea. Dar spune. Păi v-am auzit vorbind, nu sunt de acord în ceea ce privește carnea de pui. Avem producători mari care fac o figură foarte bună pe piața din România și pe piețele externe în ceea ce privește carnea de pui. Importăm într-adevăr din Ungaria și producătorii din Ungaria sunt extrem de mulțumiți ca o piață de desfacere aici, peste gard, aproape. Dar, în mare parte, 90%, să știi că mâncăm carne de pui de proveniență din România. În ceea ce privește porcul, bun, statistica respectivă, statistica respectivă, din câte am înțeles, se referă la carne de pasăre, în general, adică include și carnea de rață și așa mai departe. Da, la carnea de rață, într-adevăr, avem o problemă, pentru că noi, prin tradiție, nu prea mai avem... mai ales după Revoluție s-au distrus fermele respective în care se creșteau rațe pentru consum, drept ca urmare, într-adevăr, importăm foarte mult. Dar carne de vită nu e chiar tradițional să zootehnia pentru consum, adică să mâncăm vită în România, nu e chiar așa, adică aici aș putea să înțeleg. Aveam vita aceea de lapte care se tranșa și se făcea și friptură de vită, yam-yami, dar nu era chiar yam-yami, pentru că era cam foarte mult și foarte tare, cam talpă, cum se spune. Da. Însă acum încep să se dezvolte centre foarte frumoase de angus și alte specii de vită de carne. Într-adevăr, nu am avut tradiția asta implementată, dar viitorul sună bine în ceea ce privește carnea de vită. Rămânem tributari, bineînțeles, la carnea de porc. Ce se și aici rezolvarea probabil că va veni în timp și când zic în timp, probabil să avem răbdare în următorii 10 ani, 15, cam așa ceva. Păi se întâmplă pesta porcină africană, care a pus capăt multor ferme această boală și mai avem, de exemplu, ca să vă dau așa un ordin de mărime, avem în 400.000 de gospodării țărănești, 1.250.000 de porci, deci atenție, și în 361 de ferme comerciale, 1.600.000 de porci. Deci foarte mulți porci sunt în gospodăriile țărănești, care nu respectă poate nicio regulă. Pentru că noi 90% dintre acestea. Porcul de casă. Porcul de casă, porcul acela tradițional, nu vrem să, pe care nu vrem să-l executăm. E foarte bine că există în gospodării de subsistență, mai fac și oamenii câte o mică afacere, dar nu așa, ar trebui respectate măsurile de biosecuritate. Bineînțeles că aici autoritățile locale au un rol foarte important, medicii veterinari concesionari de asemenea sunt și ei acolo, dar nu pot intra peste oameni în curte să le dea ordine. Tot adică autoritățile locale trebuie să facă ceva. Înțeleg că una dintre cauzele pentru care România nu poate scăpa de peste asta porcină vine din gospodăriile țărănești, asta înțeleg de la tine. Exact. Da, cam acolo sunt focarele în mod special. Să știi că, de exemplu, Spania sau... să știți, de fapt, că eu sunt obișnuită cu tine, Vlad. Da. Să știți că în Spania, în Portugalia, de exemplu, tot așa, le-au luat vreo 20 de ani ca să eradicheze toate focarele și cum? Practic, în gospodăriile țărănești nu mai există niciun porc crescut așa cum știm noi, tradițional. Toate sunt ferme comerciale. Poți să faci o microfermă comercială,
de 50-100 de porci și atunci ești și fiscalizat, ești și monitorizat din punct de vedere al medicinii sanitar-veterinare, deci foarte interesant. Deci, practic, singura soluție, noi apărând tradiția asta să creștem porcul în spatele curții cumva, practic împiedicăm industria cărnii de porc să crească și continuăm să importăm o mare parte a cărnii de porc în această țară, nu? Asta este lanțul logic. Da, faptul că se poate face legal lucrul ăsta, adică toată manipularea cărnii ulterior, evident, și în ce abatoare sau în ce mini-abatoare taie oamenii ăștia. Nu, taie acolo în gospodărie și manipulează ei porc. Poate să fie sănătos sau mai puțin sănătos. Îl congelez și după un an de congelare, când îl decongelezi, virusul este acolo. Deci aici trebuie mai multă grijă în ceea ce privește gospodăriile și să nu uităm faptul că gospodăriile sunt vizate în anii electorali. Mm-hmm. Și sunt lăsate... Dar vezi posibilă o evoluție și în România ca în Spania, cum ai spus, unde practic sunt microoferte? Da, asta am spus, într-un orizont de 10 ani. Vezi posibil așa ceva? Aici este o rezistență masivă față de tradiție, tradiția de a tăia porcul de ignat în curte cu... Depinde ce se va întâmpla la nivel european. Dacă nu mă înșel, chiar ieri la Strasbourg s-a luat o decizie în ceea ce privește bunăstarea animalelor și cred că și impactul asupra mediului. Și aici probabil că vor exista măsuri suplimentare și va accelera și guvernul României anumite măsuri. Și probabil că se vor uita mai mult către gospodăriile țărănești. Și nu se poate într-un an electoral să te iei de țăranul care își crește porcul în curte. Știm foarte bine că s-a ajuns la discuții unde, domnule, ne interzice să creștem porc. Nu interzice nimeni să crești porc în gospodăria proprie, ci să iei anumite măsuri de igienă. E vorba și de educație, până la urmă. Aceste gospodării țărănești. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Andreea Stroie, realizatorul emisiunii Agrojurnal. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.